Stimați miri, stimată biserică, permiteți-mi să spun un cuvânt de predică și apoi o să-l invit din nou pe fratele Marin Pavliuc să cânte în cinstea Domnului o cântare. De atâtea ori am fost prezenți la un serviciu de căsătorie și întotdeauna ne-am gândit la căsătoria noastră. cred la vârsta aceasta că viața de familie este cel mai important și influent aspect al vieții personale. Nimic nu reușește să marcheze așa de mult existența unui om ca și fericirea sau nefericirea din viața de familie. Astăzi, pentru nunta lui Cătălin și Olga, am ales să citesc Psalmul 127 și să vorbesc despre Voia lui Dumnezeu menționată aici și despre bărbatul care a scris Psalmul acesta. Deși Psalmul acesta vorbește despre viața de familie, este supranumit Psalmul umanismului sau Psalmul inutilității și neputinței umane. Pentru că el demască absența lui Dumnezeu din viața unui om care crede că este suficient pentru existența lui. Psalmul acesta explică viața trăită fără rost. Viața trăită fără Dumnezeu. Este strigătul independenței umane care la sfârșit se declară insuficientă și neputincioasă. Este strigătul unei vieți consumate degeaba. Un credincios chinez, după ce a vizitat America, întorcându-se acasă, a fost întrebat de rude, prieteni și cunoscuți, spune ne impresii. Și el, printre altele, a spus, am văzut în America lucruri foarte mari pe care omul a reușit să le facă și, ciudat, am constatat că lucrurile acelea sunt făcute degeaba. Salmul 127 este argumentul necesității lui Dumnezeu în viața oamenilor. Dacă citim doar psalmul acesta, nu înțelegem foarte multe lucruri. Dacă înțelegem că l-a scris Solomon, dintr-o dată cuvintele acestui psalm înfloresc în mintea noastră și capătă noi semnificații. Solomon a fost fiul lui David. Al treilea împărat al lui Israel. A fost unul dintre cei mai înțelepți oameni de pe pământ. El a fost fiul unui bărbat credincios. A crescut într-o casă cu modele de tot felul. A fost un om inteligent, a avut abilități de excepție și, pe deasupra, a ajuns rege pentru 40 de ani. În, templu, în timpul lui s-a construit templul din Ierusalim Biblia vorbește despre Solomon la superlativ În ciuda înțelepciunii sale de excepție În a doua domnie, în a doua parte a domniei sale de 40 de ani Solomon s-a îndepărtat de Dumnezeu Și viața lui a fost condusă de plăceri Și pentru a-și plăti plăcerile a trebuit să accepte idolatria este bărbatul care stă în fruntea poligamiei. Biblia ne spune că în jurul său au fost o mie de femei. Despre nimeni altcineva nu face această remarcă Biblia. Deși Solomon a început bine, a terminat rău. El a început rugându-se pentru înțelepciune. Doamne, dă-mi înțelepciune să conduc poporul. De asemenea, a continuat cu rugăciune, atunci când s-a rugat pentru templu, dedicându-l Domnului și slujbei pentru Dumnezeu. însă a sfârșit în desfrâu și în idolatrie. Aș vrea să vă întreb în dimineața aceasta ca pe niște oameni trecuți prin viață, cât de mare este distanța de la dedicare pentru Dumnezeu la desfrâu Cât de mare este distanța de la credință față de Dumnezeu la idolatrie. Dacă ne uităm în viața lui Solomon, realizăm că distanța este mică. Tradiția evreiască spune că Solomon a scris cartea Cântarea Cântărilor în tinerețea lui. A scris cartea Proverbelor la maturitate și a scris cartea Eclesiastu spre apusul vieții unde trage concluzii care nu mai sunt valabile pentru el, dar sunt valabile pentru generațiile viitoare, de pildă pentru noi și de ce nu pentru mirile astăzi Cătălin și Olga, doi tineri candidați la fericire. Vom înțelege mesajul acestui psalm scris de Solomon, atunci când vom înțelege mai întâi mesajul cărții Eclesiastul. Dacă vom înțelege mesajul cărții Eclesiastul și apoi vom citi psalmul 127, pur și simplu, el va fi foarte folositor pentru noi. Care este mesajul cărții Eclesiastul? În cartea Eclesiastul, Solomon vorbește despre experiența sa, despre experiența îndepărtării de Dumnezeu. Despre... Ultima perioadă a vieții lui, care a fost plină de păcat și de dezamăgiri, în care perioadă a văzut lumea prin perspectiva omului fără Dumnezeu. Cartea lui este plină de pesimism. Este o carte în spiritul lui Bacovia, totul e negru, totul e degeaba, totul este prea târziu, totul este în zadar, totul este inutil. Totul este fără rost. În această perioadă a îndepărtării sale de Dumnezeu, căutările și prioritățile lui Solomon au fost următoarele. Prima dintre ele este remarcată de el în capitolul 1, versetul 18. Mi-am pus inima să cunosc înțelepciunea. Omul acesta a fost un om înțelept. Dumnezeu i-a dat darul înțelepciunii. Și totuși, el îl neglijează pe Dumnezeu punându-l pe locul 2 și face din căutarea înțelepciunii obiectivul vieții sale. L-a înlocuit pe Dumnezeu cu înțelepciunea și în concluzie Solomon prezintă amărăciunea care vine din această inversare. El spune unde este multă înțelepciune, este și mult necaz. Și cine știe multe, are multă durere. Se vede în viața lui Solomon un căutător de înțelepciune, un căutător de nou. O persoană care pur și simplu se simte flatată de faptul că este vizitat de regi, de miniștri, de filozofi, de oameni puternici, de împărați, oameni care au venit să vadă înțelepciunea lui. Și la un moment dat omul acesta se simte flatat, se simte superior, se simte deasupra oamenilor. Pe lângă toate celelalte privilegii care veneau din poziția lui de împărat, niciodată Izraelul n-a strălucit mai mult ca și în perioada lui Solomon. Biblia ne spune că argintul nu avea nicio valoare pentru că era așa de mult aur în țară, încât argintul nu mai avea valoare. În această culme a gloriei Solomon se, începe să se uite prea mult la el și să-și vadă calitățile. Și să se uite din ce în ce mai puțin la Domnul, care de fapt l-a împodobit. Oamenii care au daruri evidente, spre exemplu frumusețea, sau inteligența, sau bani, averi mari, sau puterea, influența, toți oamenii aceștia riscă să se creadă superiori datorită acestor lucruri de excepție pe care cei mai mulți nu le au și le trece prin cap spita că ei le merită și că ei sunt niște oameni privilegiați ai sorții și încep să se raporteze la seminilor de pe această poziție care e doar în mintea lor, își creează în mintea lor o lume ireală și de pe, din lumea aceasta ireală se uită în lumea reală la oamenii obișnuiți, la nefericiți la bătuți de soartă, la oamenii săraci și bolnavi. Și dintr-o dată, omul acesta sau oamenii aceștia se văd superiori. Această superioritate este reflectată în atitudinea lor, în raportul lor cu oamenii aceștia. Evident, mândria este una dintre, unul dintre primele comportamente. Superioritatea, aroganța, o viață privată, lipsa de. sau separarea față de acești oameni. Solomon începe să se uite după înțelepciune. Și la sfârșitul vieții, când probabil nu mai avea multe zile de trăit, Solomon spune, înțelepciunea aduce mult necaz. N-am știut asta când am căutat-o, ani în șir mi-am dedicat viața ei, am luat-o din mâinile lui Dumnezeu. Mi-am luat viața din mâinile lui Dumnezeu. Am crezut că fac bine ce fac. Am crezut că sunt proeminent. Am crezut că strălucesc în mijlocul semenilor mei. M-a încurajat, încurajat, complimentele lor. M-a încurajat faptul că în tot timpul m-au rugat să merg în față. M-a încrezut într-adevăr un om unic între ei, dar nu doar unic, ci și superior. Un al doilea lucru pe care l-a căutat Solomon ne spune el în capitolul 2 din Cartea Eclesiastul averi și plăceri. O să citesc selectiv câteva versete. Am zis inimii mele, haide, vreau să te încerc cu veselie și vreau să guști fericirea. Am hotărât în inima mea să înveselesc trupul cu vin. Mi-am zidit case, nu casă, la plural, case. Am sădit vii, nu vie, la plural, vii. Mi-am făcut grădini și livezi, toate la plural. Mi-am făcut iazuri. Am cumpărat robi și roabe, mi-am strâns aur și argint, mi-am adus cântăreți și cântărețe și pe deasupra desfătarea fiilor oamenilor, o mulțime de femei. Nu vreau să par ciudat, dar vreau să vă întreb, nu mănâncă omul doar cu o lingură? Nu pune nu-și bagă omul picioarele doar într-o singură pereche de pantofi odată, nu își pune omul pe cap odată doar o singură pălărie. De ce omul acesta a achiziționat lucruri la plural? Pentru că această pluralitate materialistă îți dă o anumită senzație de superioritate. Îți dă o falsă importanță. Te face diferit între semeni, te detașează de ei. Și acest Solomon folosește darurile lui Dumnezeu ca să iasă în evidență El. Este așa de nedrept și totuși adevărat. Mă uit la dumneavoastră și întreb, gândesc cu voce tare, ce șansă are niște oameni obișnuiți ca noi? să treacă testul fidelității față de Dumnezeu și al modestiei, dacă unul foarte inteligent nu l-a trecut și a fost cuprins de dorința după o mie de femei care i-au fost soții sau concubine și pentru ca să intre în grația lor s-a închinat Dumnezeilor lor, femei pe care el le adusese din alte popoare și din alte etnii. După ce trece viața și Solomon trăiește în maniera aceasta așa de nedreaptă, furându-l pe Dumnezeu, jegmănindu-l pe Dumnezeu, Solomon comentează experiența vieții lui și spune cam așa. Când m-am uitat cu băgare de seamă la toate lucrurile pe care le făcusem cu mâinile mele și la truda cu care le făcusem, la efortul pe care l-am investit, la sacrificiul pe care l-am făcut, am văzut că toate sunt numai deșertăciune Bine, dar când ajungi la 80 de ani îți dai seama că ești deșertăciune? Până la 80 de ani, ce ai făcut? Este goană după vânt și că nu este nimic serios, trainic sub soare. Atunci mi-a murit viața. Pur și simplu mi-a murit existența. Mi-a fost silă de mine. M-am simțit murdar de o mie de ori. M-am simțit murdar la plural. M-am simțit murdar de toate oportunitățile pe care le-am luat de la Dumnezeu în timp ce i-am întors spatele, părându-mi se că sunt superior între oamenii din generația mea și acordându-mi creditul, creditul că sunt suficient și în comparație și în competiția cu Dumnezeu. M-am urât, mi-am urât viața pentru că mi-a plăcut ce se face sub soare, totul e deșertăciune și goană după vânt. Predica mea din această dimineață se numește Cu Dumnezeu sau Degeaba. Spun mesajul acesta ca pe un mesaj al oportunităților. Nu trebuie să fii împărat să întorci spatele lui Dumnezeu. Nu trebuie să fii împărat ca să fii mândru. Nu trebuie să fii împărat ca să fii arogant. Nu trebuie să fii împărat ca să te îmbraci doar pentru a face impresie. Nu trebuie să fii împărat ca să acorzi oamenilor doar inferioritate și doar dispreț, iar celor mai sus doar invidie. Nu trebuie să fii împărat, trebuie să fii doar un om, sărac sau bogat, bolnav sau sănătos, împărat sau cercetător. E suficient să fii un om ca să ajungi în această stare de plâns, întorcându-i spatele Dumnezeului care te-a creat și oferindu-ți creditul care de fapt este al Lui. Atunci când citim cartea aceasta, observăm că Solomon nu-l mai caută pe Dumnezeu. Dumnezeu îi oferise tot ce îi trebuia și acum, plin de darurile lui Dumnezeu, îi întoarce spatele. Ce atitudine urâtă, ce lipsă de caracter, ce om mic, ce infidelitate, ce trădare, ce murdărie. I-a dat Dumnezeu darul pe care Biblia remarcă că nu l-a mai dat nimănui. O înțelepciune cum n-a mai avut nimeni. Și cu darul acesta se duce între oameni care nu aveau darul și își etalează superioritatea. Ce atitudine urâtă! Dumnezeu nu i-a dat superioritatea, nu i-a dat înțelepciunea ca să fie superior, i-a dat înțelepciunea ca să o folosească, să cârmuiască poporul, ca așa a promis dar a fost doar o cursă în care a încercat să-L tragă pe Dumnezeu. Nu-ți dă Dumnezeu frumusețe ca să o transformi într-o cursă pentru alți bărbați. Nu. Frumusețea este pentru dumneata și pentru soț. Și atât. De aceea, noi e talam mod nepermis că vei primi disprețul oamenilor serioși. Pentru că te vor citi, te vor vedea, că ei, din tezaurul familiei, ei din onoarea soțului pe care ți l-ai ales și împars cu niște necunoscuți care și obosesc privirile peste trupul dezgolit. Nu-i frumos și nu-i cinstit. Aceasta este o evadare din fața lui Dumnezeu. Puteai să fii o ființă pocită și urâtă, dar Dumnezeu te-a binecuvântat nu fugi din prezența lui Dumnezeu, nu-ți neglija misiunea. Nu împărți cu străinii ceea ce este al tău și al soțului tău, al familiei tale. Ai demnitate. Trăiește cu demnitate înaintea lui Dumnezeu, ca o persoană care își înțelege misiunea. Solomon a fost un astfel de om. A fugit din prezența lui Dumnezeu cu lucrurile lui Dumnezeu, cerând dreptul de a fi superior între oamenii din generația lui este o atitudine desîntâlnită. întâlnită. Mândria este la ordinea zilei, iar umilința este rară, mai rară decât aurul. Un ultim lucru pe care îl remarcăm în căutările și în prioritățile lui Somon este concurența. Evident, contemplarea lumii materiale. M-am apucat și am cercetat toate lucrurile, și oameni, și evenimente, și lucruri, am cercetat tot ce se putea cerceta, mi-am dedicat viața pentru priorități științifice. La nesfârșit se repetă în cartea lui, am văzut, am văzut, am văzut, pentru că nu poți face cercetări decât dacă faci observații, decât dacă vezi. Sau am ajuns la cunoștința faptului că, am ajuns la înțelegerea că, citiți cartea Eclesiastul, se repetă obsedant, am văzut că, am văzut că, am văzut că, în urma observării, în urma evaluării, în urma contemplării, în urma competiției așezată în locul proslăvirii lui Dumnezeu, Solomon experimentează următoarele stări care devin reacții față de oamenii din vremea lui. Prima, rivalitate. Am în doi pumni plini de trudă sau invidia unuia asupra altuia, pe lângă rivalitate lăcomie, pe lângă lăcomie egoism, pe lângă egoism nefericire. M-am uitat la supririle care se fac sub soare, și pe lângă nefericire, la bătrânețe, fatalismul, adică ce folos are să trăiești? După ce trăiește pentru el, întreabă la sfârșit că ce folos are să trăiești. Această întrebare se pune în tinerețe, nu la bătrânețe. Această întrebare se pune în tinerețe atunci când hotărăști cum trăiești, nu la bătrânețe când ți-ai pierdut dreptul să mai trăiești. Mai trăiești un minut, o oră sau o zi și pleci. O întrebare pusă prea târziu. O întrebare pusă la timpul potrivit. Ați fost singur până acum. Fiecare v-ați îngrijit de nevoile vieții, v-ați căutat prieteni, ați obosit căutând și până la urmă v-ați găsit. Și ați hotărât să vă căsătoriți. Începe o nouă etapă în viața voastră. Este cea mai frumoasă, dar cea mai grea. Pentru că iubirea pe care o doriți este lux. Suferința este ieftină. Disprețul, amărăciunea și singurătatea sunt pe stradă gratuit. Dar suferința este cel mai mare lux. Numai Dumnezeu iubește și câteodată așa puțin de poftă și oamenii. Voi sunteți chemați să vă iubiți. Dacă veți putea, veți fi fericiți. Nu se merită să te căsătorești dacă nu ești iubit și nu poți fi iubit dacă nu iubești sunteți candidați la iubire. Să marea problemă este că voi trebuie să vă iubiți unul pe altul. Iubirea ta trebuie să fie exprimabilă, vizibilă, materializată, iar iubirea ta trebuie să fie respectoasă, dându-i întâietate și punându-l în față ca pe soțul tău, ca pe capul tău, atunci când el îl are cap pe Iisus Hristos. Aceasta este taina căsătoriei. Oamenii divorțează nu pentru că nu se potrivesc, ci pentru că n-au puterea să se iubească. Pentru că sunt egoiști, pentru că sunt goi ca niște borcane din care ai scos castraveții sau ce a fost în ele. Și sunt niște oameni fără capac, niște vase goale, care zângăne după iubire, o iubire pe care nu știu să o primească și nu știu nici să o ofere. Și atunci când oamenii nu mai sunt iubiți, divorțează, Ascultați-mă, sunteți în cel mai potrivit loc, sunteți în cea mai potrivită zi, sunteți lângă cea mai potrivită persoană, sunteți în fața celei mai potrivite persoane, fața lui Dumnezeu și veți primi cel mai important lucru și potrivit din viața voastră. Binecuvântarea! Concluzia lui Solomon după practicarea observării altora și a concurenței este inutilitatea. El spune tot felul de lucruri am văzut în zilele de deșertăciunii mele. Tot felul de lucruri. Întreb eu, templul a mai văzut să meargă să se roage la templu? Nu. Păi cu o mie de soții, cum să te mai duci să te rogi la templu? A mai văzut văduva și orfanul? S-a apucat de studiat, de observat și a intrat în concurență cu oricine și în evidență. Însă, întreb eu, în timp ce era scăldat de aur, de putere, de armată, de poziție, a mai văzut și lucrurile lui Dumnezeu. Biblia ne spune că a căzut în idolatrie, a început să se închine la Dumnezeii soțiilor pe care le lua din alte culturi. Imaginați-vă că un creștin se căsătorește cu un budist. Evident că budistul vine cu Dumnezeul lui, cu religia lui, cu stilul lui de închinare. Și atunci creștinul, dacă e bărbat și dacă soția budistă îl manipulează, atunci el, el, spune, primesc dragostea ta dacă mă închin Dumnezeului tău. Și Solomon a trebuit să se închine la o mie de Dumnezei, pentru că avea o mie de femei. Și omul acesta, care a fost binecuvântat de Dumnezeu, întoarce spatele lui Dumnezeu pentru ca să aibă gingășia soțiilor lui și a concubinelor lui. Și pur și simplu se închină la Dumnezeilor și Dumnezeu se uită la el. Putea să ia viața, dar nu i-o ia, nu, nu i-a luat-o. Putea să-i să, să, să creeze dificultăți, putea să ia vederea, putea să ia sănătatea, putea să ia mintea, să-și ia înapoi darul înțelepciunii, dar nu i l-a luat. L-a lăsat sperând că se va întoarce. Știți când s-a întors? Pe pragul morții. Cât de nedrept. Un om din viața căruia învățăm, un om care a cheltuit tot ce i-a dat Dumnezeu cu idolii și cu femeile. Și când devine prea bătrân ca să se mai bucure de lucrurile astea, se întoarce și trage concluzii care pentru el nu mai au nici o importanță, dar au importanță pentru noi, care încă mai putem fi atrași de lucrurile astea. Și spune, totul este deșertăciune. Mașina pe care ai dat bani cât pentru două mașini e deșertăciune. Hainele care crezi că te face interesant și vii așa bățos aici, ascultă-mă, e deșertăciune. Tot ceea ce astăzi te, îți dă senzația de superioritate față de oameni, este deșertăciune. Într-o zi vei fi ajutat de Walker ca să mergi și atunci vei gândi altfel. Ce bine ar fi dacă ai putea să gândești de acum altfel. Să fii tânără și frumoasă, dar la minte să fii ca o persoană care are nevoie de Walker. Și să gândești, tinerețea mea vreau să o dau Domnului. Nu vreau să se bucure oportuniștii și manipulatorii de tinerețea mea, de trupul meu, de parfumul vieții mele. Vreau să mă închin celui care m-a făcut frumoasă, nu ciungă, nu cu handicap. Vreau să dau Domnului bătăile inimii mele, vreau să dau Domnului tot ce e în sufletul meu. Vreau să mă închin lui Dumnezeu ca la bătrânețe să-i spun, Doamne, dumă în corturile veșniciei. Atunci când se va întoarce să am în inimă frumusețea speranței că va veni și după mine, să nu, mă simt, să nu mă simt mânjită, vândută, legată de o mie de oameni care de fapt sunt niște străini. Un singur legământ și o grămadă de legături. Ce mizerabil, ce murdar! Și acum, după ce am văzut mesajul acestei cărți și înțelegem cine a fost Solomon și cu ce trăiri începe el să scrie Psalmul 127, acum citim altfel Psalmul 127. Ce anume spune el aici? El spune așa: Degeaba am lucrat și am zidit pentru că Domnul nu a zidit împreună cu mine, întorcându-i spatele și fugind din prezența Sa. Eu am zidit și am lucrat, dar e degeaba. Pentru că l-am lăsat pe Dumnezeu în spate. Mi-a plăcut să fiu singur, să nu-mi spună aia e rău și cealaltă e rău. M-a deranjat când mi-a spus că ăsta e păcat și mă duc la o biserică unde nu se mai spune asta. Am vrut să fiu singur, l-am lăsat pe Dumnezeu atât de în spate încât atunci când m-a strigat și mi-a spus Hei, nu te duce pe acolo că i drumul greșit, am fost așa de departe de el încât nu i-am mai auzit glasul. M-am bucurat în anii aceia că nu mai m-a deranjat, neștiind că la bătrânețe o să fiu chinuit de propria mea conștiință și o să fiu frustrat și nefericit. Degeaba am zidit că Domnul n-a zidit împreună cu mine. Degeaba am zidit. Ah, dacă Domnul ar fi zidit împreună cu mine, cât de mare ar fi fost construcția pe care am zidit-o eu. Ce amintiri frumoase aș fi avut, ce viață frumoasă, ce respectat aș fi fost de oameni. Cum s-ar fi uitat la mine ca la un om cu demnitate, ca la un om cu caracter. Cât de ușor le-ar fi fost oamenilor să mă respecte. Nu în față să-mi spună Domnul, iar în spate să-mi spună Prăpăditul. Tu știi ce a făcut asta toată viața? O persoană disprețuită și de cei din casa lui. Degeaba, n-am știut că trebuie să zidesc împreună cu Dumnezeu. Am început să zidesc singur. Și lucrul pe care îl remarcă aici, Solomon, este următorul. Degeaba zidesc oamenii case fără Dumnezeu. Solomon spune că toate eforturile umane sunt degeaba, sunt inutile în construcția familiei, dacă Dumnezeu nu-i prezent acolo. Mă uit la oamenii tineri care se căsătoresc și constat ca au o mentalitate prea liberală și prea independentă față de Dumnezeu, ca Dumnezeu să fie prezent în casa lor. Aceasta este cea mai mare durere a unui om al lui Dumnezeu. Să vezi tineri care se căsătoresc și nu sunt pregătiți să se căsătorească. Pentru că sunt umflați de aere și pur și simplu Dumnezeu nu este acolo. Și ei sunt sănătoși, ei au geaburi bune, ei sunt inteligenți, ei sunt pregătiți și se apucă de zidit. Numai că nu înțeleg 127 cu 1 degeaba. Dacă Dumnezeu nu este prezent în casa ta degeaba, Cătălin și Olga, voi aveți oportunitatea să începeți într-un moment în care Dumnezeu vă spune totul ca să știți. Nu o să fiți suficienți dacă El nu este acolo. Toată puterea ta, toată dragostea ta pentru Olga, toată frumusețea ta, toată feminitatea ta, toată pregătirea ta și toată engleza voastră, toți banii pe care voi puteți să-i mai puneți deoparte sunt absolut inutili. Dacă nu va fi el acolo, să nu-l dați afară prin păcat, prin mândrie, prin aroganță. Să trăiți înaintea lui Dumnezeu, să meriți cum ați trăit până acum în fecioria voastră. Să-l onorați, să se simtă binevenit în sufletul vostru și în casa voastră. Să nu-l transformați într-o într persoană care vă vizitează când veniți la biserică. Să nu-l puneți în competiție cu nimeni, că va pleca. Ascultați-mă! E gelos. E gelos și va pleca. Imaginează-ți Cătălin că dacă o pui în competiție pe Olga, atunci ea nu va suporta competiția. Olga, dacă îl pui în competiție pe Cătălin, nu va suporta competiția. Voi acum promiteți că nu o să-l pui niciodată în competiție pe el, el este soțul tău, și tu nu o să-l pui niciodată în competiție pe ea, ea este soția ta. Ei bine, voi nu vă puteți permite să-l puneți pe Dumnezeu în competiție cu idolii vremii. Cu păcate de tot felul. El trebuie să fie unic. El trebuie să aibă locul lui și locul lui este pe tron, iar voi, la picioarele tronului, închinându-vă lui. Începeți așa de frumos. Știți tot ceea ce trebuie să știți. Cu Dumnezeu este drumul vostru, nu cu degeaba. Cu degeaba este al altora care ori nu-l ori se luptă să nu mai aibă pe Dumnezeu în viața lor. Pentru că Dumnezeu pare. Incomod. Oamenii vor să trăiască într-o manieră păcătoasă pe care Dumnezeu o penalizează, o amendează, o pedepsește. Și atunci oamenii, simțindu-se constrânsi, bolnavi de libertate și de conceptul democrației, atunci spune, mă detașez puțin de Dumnezeu, să ies la loc larg, mă îmbrac cum vreau eu, vorbesc cum vreau eu, fac ce vreau eu. În același timp, vine la biserică și spune că Isus e Domnul, Domnul cui? Domnul Bisericii. Dragi oameni ai lui Dumnezeu, adevărul este că Dumnezeu ne-a prins în această dimineață aici cu ocazia nunții lor și atât lor cât și nouă și prin noi copiilor noștri. Dumnezeu ne spune următorul lucru, va fi degeaba dacă nu-L ținem în inima noastră, va fi degeaba. Toată frumusețea, tot make-up-ul, toți banii, toate mașinile, toate realizările, toată influența, toate oportunitățile, tot, tot. Va fi degeaba dacă Dumnezeu nu este stăpân, dacă nu are dreptul să spună cum să te comporți, pe cine să ai prieteni și pe cine nu, cum să-ți gestionezi timpul, cum să-ți gestionezi banii, cum să-ți gestionezi familia, cum să te îmbraci, cum să te porți, cum să gândești, cum să te simți, cum să simți. Dacă nu-i dai dreptul să-ți spună toate lucrurile acestea, va pleca și apoi mai rămâne un singur cuvânt, un cuvânt sumbru, degeaba. Al doilea lucru pe care îl spune Solomon, degeaba păzesc oamenii orașele fără Dumnezeu. El continuă să spună că toate resursele pe care le investește guvernul în protecția orașelor este inutil. Priviți a doua parte a versetului 1. Dacă nu păzește Domnul un oraș, degeaba veghează cei ce îl păzesc. Unde este Crimea astăzi? În ce situație este Ucraina? Unde este Nigeria? Ce se întâmplă în Palestina? Unde este Israel? Ce se întâmplă în Iran? De ce anul acesta este campion la căderea de avioane? Nu mă refer la avioane militare. Altul în Iran. De parcă n-ar fi fost suficient, ultimul. Atrage asta atenția cuiva degeaba. Să ai părinți și să nu asculți de ei, e avut degeaba. Și altul care a crescut orfan ajunge inginer. Wow. Să vii la biserică o viață întreagă și să trăiești în păcat, degeaba. Iar altul care se pocăiește în ultima clipă la 75 de ani și moare la 76, moare mântuit. Wow. Degeaba muncesc cu oamenii fără Dumnezeu. Biblia spune, degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu, vă îmbunătățiți procesul de producție, vă măriți orele de lucru, ați inventat drive-thru ca să nu mai coborâți din mașină să vă pierdeți vremea. Ascultați-mă degeaba. Soluția este cu Dumnezeu. Nunta voastră nu e împodobită de prezența noastră și nici de florile voastre. Florile voastre sunt un decor omenesc și bine ați făcut că v-ați împodobit cu flori. Ca așa e la nuntă, dar cine împodobește viața voastră, cine este resursa voastră, cine e pâinea voastră, cine este vindecarea voastră, cine este fidelitatea voastră, cine e prietenul vostru, cine nu o să vă părăsească niciodată, este Domnul. Să vă închinați Domnului, să fiți prietenii Domnului, să-L respectați pe Domnul, să nu faceți nimic care îl ofensează. Dumnezeu este gelos și va pleca. Solomon a rămas singur, Cătălin. Solomon a rămas singur, iar la bătrânețe îi vine mintea la cap. Și el cu gura lui spune, degeaba. Încă un lucru pe care remarcă Psalmul 127, degeaba oamenii urmași fără Dumnezeu, căci ei părinții vor rămâne de rușine când vor vorbi cu vrăjmașii lor la poartă. Marele înțelept afirmă faptul că urmașii, buna reputație, siguranța, stabilitatea și curajul între oameni sunt darurile lui Dumnezeu. Ce să faci ca să nu trăiești degeaba? Cunoaște-l pe Dumnezeu. Activează în mod personal mântuirea lui Dumnezeu care e potențială pentru toți oamenii. Trăiește o viață spirituală care te conduce la puritate, nu la religie. Nu-ți consuma viața degeaba. Din potrivă, investește în relația spirituală cu Dumnezeu și în relația spirituală cu tovarășul de viață. Iubește soția cu orice sacrificiu cu care poți să o iubești. Supune-te soțului, cu orice sacrificiu cu care te poți supune. Construiește-ți un caracter asemenea lui Hristos. Solomon spune că în viață totul este degeaba dacă Dumnezeu nu-i prezent. Toată inteligența, toți banii, toată elocința, toată frumusețea este în zadar, este inutil, este degeaba dacă Dumnezeu nu este acolo. Iar unde este Dumnezeu se vede pentru că există neprihănire, există sfințenie, există puritate. În concluzie, înainte ca fratele Marin Pavliuc să cânte din nou, aș vrea să spun următorul lucru, mirilor de astăzi, prea iubiților Cătălin și Olga, pentru care noi am venit în această dimineață aici. Lăsați-L pe Dumnezeu să construiască familia voastră. Voi faceți-vă partea la picioarele Lui. Lăsați-l pe Dumnezeu să construiască societatea în care veți trăi voi, cetatea voastră. Lăsați-l pe Dumnezeu să fie implicat în profesia voastră, în câștigarea existenței, în gestionarea banilor. Și lăsați-l pe Dumnezeu să vă dea urmași, să vă umple casa de flori. Porpol și Liliac, fete, băieți, Dumnezeu să vă spună câți, eu nu știu câți. Vreau numai să vă spun că trebuie și apoi casa aceea va fi plină de fericire. Lăsați-l pe Dumnezeu să vadă prin ochii copiilor voștri un tată și o mamă care au caracter, care au minte, care au învățat într-o viață să se pocăiască, să rabde, să iubească și să ierte, care și-au călcat pe ambiții, pe mândrie și pe aroganță, pe eu, nu tu. Au călcat pe ele până le-au sufocat. Lăsați-l pe Dumnezeu să vadă prin ochii copiilor voștri niște părinți care merită respectul, pe care îi respecti ușor, pe care îi vizitezi pentru că nu poți să-ți înfrânezi inima și conștiința care te cheamă. E o mărturie prea puternică ca să-i lași singur la bătrânețe. Lăsați-l pe Dumnezeu să zidească în voi cerul, deși sunteți încă pe pământ. Să nu-l trimiteți la plimbare, că viața voastră va fi degeaba, însă viața voastră nu va fi degeaba, pentru că Dumnezeu este Dumnezeul vostru. A fost, este și va rămâne. Cătălin și Olga, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.